aveți. Vă salut. Sunt Tubea Simplu de la Oradea. Nașul meu e Grecu. Om deosebit. Valoare mare. Avem o grămadă de prieteni. Suntem valoroși. Vreau să vă dau astăzi un nume din Oradea. El crezându-se un mare șmecher, dă-i o pizdă din Velența. Numele lui poreclit, l-a poreclit ăștia de la București, Rumeguș, care i-a pus nume foarte bine și noi mai punem un nume, Cribit. Și imediat o să vă spun de la ce vine numele Cribit, la pizdă ăsta de indian. La Oradea spune el că nu are valoare și ăsta. El nu va putea să stea vreodată în fața lui Grecu, Porcu, Rădeanu sau Aurel, niciodată în viața lui. O uitat pizda asta mică, velențar. Când taică-s-o venea la noi, venea la nașul meu și la Aurel, vineau și spunea, iertați-l, vă rog frumos, că nu știe ce face, e crescut la 6 luni. Întrebați-l dacă eu mint. Și ți-l ai scuze, la 6 luni. Tata lui se ruga pentru el ca să-l ierte băieții ăștia, că el nu putea să meargă în centru, în centru vreodată sau la Miraj. Se ruga de pele bătrânul să meargă să vorbească. Merea la Rădeanu, se punea la Masterul frumozii, la Grecu, la Porcu și la Ursă Mărease, la Bali. Avea acolo. Și acum el scrie și vorbește despre oamenii ăștia care sunt oameni extraordinari, care caracter peste 100 de oameni și cunoaște toată lumea în oraș. Și ăsta vine el și spune, el, dacă părintele lui, tata lui a spus că e crescut la 6 luni, și zice, vă rog frumos iertați-l, zice că, zice, 2 luni de zile l-a ținut într-o cutie de pantofi deasupra dulapului în Velența, unde stătea în Velența. Întrebați dacă nu e adevărat. Și vinea popa și făcea slujbi pe el, că tăcă și a murit și a revenit. Uitați-vă ce hal o crescut ăsta. Are voce de bulangiu. Dacă el e atât de corect, omul ăsta, Neguș, pizda asta, Neguș, Rumeguș, Cribit, ce o să-mi fac el mie? Să-mi sugă pula? Și el și Bișonul de Borciu. Ei doi o să-mi sugă mie pula. Nu la Nașul, la Grecul, la Rădeanu sau la Porcu sau la Orel. El e o pizdă. Spune deja, așa s-a ajuns omul, că nu are adversar la noi în oraș. Eu acum o să vă povestesc ce pizdă e omul ăsta, țiganul ăsta. N-am nimic cu țiganii, sprechini, am o grămadă de sprechini. El e indian, nu țigan, indian, labrador. Labrador, Bișon, la el, labradorul indianul, Rumeguș, Cribit, și Bișonul e Borciu, așa să știți, naș fin. Ce să alege să seamănă? Doi cacați, umpluți așa, sifonar de ăștia. Să vă povestesc ce au făcut de ei. Acum o lună jumate, sau o lună, am făcut un live. Vă aduceți aminte? Un bulangiu, Borciu, Sugaciu, Sugaci, că nu pot să spun bulangiu, Bișon, crescut de nașul meu, de Grecu, am doi crescuți împreună, am vorbit măgările alea de nașe și de oricare, nu știu ce au făcut, mării, numai minciuni și ăsta. În care nașul meu i-a chemat la interval, nașul Grecu, și pe Borciu, și pe indian odată, pe Rumeguș. Vă dați seama, odată l-a chemat, așa vorbim la telefon. N-a avut curajul să vină omul și a spus că te rog frumos, Grecule, te rog frumos, familia noastră te iubește, noi te iubim, Șoni te-a chemat de naș. Și noș, Șoni, alt caracter, nu se compară cu când Șoni era afară, familiile noastre se căutau unul pe altul acasă. Pizda asta de Bișon și Labrador au schimbat ei. Bă, ce sunt în fața lor? Eu mă pis și pe Neguș, Rumeguș, Rumeguș ăsta, Cribit și Bișonul Borciu, niște pizde, la noi n-au nicio valoare, nici zero. Ce fac ei? Când nașul meu îi cheamă pe amândoi la interval și spune, bă, eu nu am nevoie de nimeni, eu vreau să mă bat cu amândoi. În care el intră și îl sună pe nașul meu, pe Rădeanu, pe telefonul lui Rădeanu, îl sună să văd la telefon și zice, noi te iubim și uite, eu am o înregistrare cu Romi Neguș, o să vă pun mâine, poi mâine înregistrarea cum spune el că Șoanei familia lui Grecu și Borciu ce a făcut să-i fie rușine, că dacă era Șoanei acasă, îl duceau în familia și îl băteau. Îți dai seama ce om, și ce face Rumeguș
ăsta, după ce Grecu îi cheamă la interval. A doua zi, gândiți-vă, oameni buni, șmecheri din toată țara asta, ce face sugaciul ăsta de indian, labrador, ce labrador? Adică bișonul-i Borciu. El nici labrador nu-i, că e cățelul lui Borciu, neguș romii, cățelul lui Borciu. Așa să știți, cățelul lui Borciu, ce face sugaciul ăsta? A doua zi, după ce are convorbirea, după ce o să vă pun eu, cu mine să vedeți, își trimite oamenii să-i deie foc la nașul, la casă, la Grecu, la casă. Vă dați seama? Dar nu, oricum nu poate să facă, că omul era afară și au fugit toți. Inclusiv îl face el pe nașul, pe Grecu, el îl face că o măci o dat cu pixul la poliție. Cum să deie dacă el, atât de deștept omul, indian, indianul fiind labrador, cribit, rumeguș, romii. Să margă cu Bolto, cu taxiul, să margă să trimită oamenii la faptă să-i facă la nașul. Îți dai seama că poliția s-a sesizat și a făcut la sugaciu ăsta de labrador, rumeguș, cribit, i-a făcut, îți dai seama, poliția, nu ăsta, nașul și ăsta, ce face el? Nașul, atât dacă l-o chemă la interval, când vreodată el va sta vreodată, vorba lui, în fața lui, îl mai face pe Porcu și pe Rădeanu, îl face când tu poți tu să, Rădeanu, poți tu să-mi suși carul și ciungul de Porcu să stea să privească, când tu vreodată te compari cu Rădeanu, mă? Sugaciule, ai uitat tu când te rugai de Rădeanu să stai la masă cu Grecu, cu Porcu și Aurestele și la Bali și la... Ai uitat, mă, gunoi de om social. Te legi de copilul lui că e bolnav de-al lui Rădeanu. Dumnezeu așa să-ți ajute să fii ca copilul lui Rădeanu. Că faptele astea le-ai făcut. Tu ai zis că tu ești șmecher. Simt, te rog aici pe live să intri imediat când vrei tu și acum intri pe live. Spune-mi pe cine ai bătut în orașul ăsta. Te rog din suflet să spui pe cine ai bătut în orașul ăsta tu. În afară de prostituție, tu treabă la Carmen, la Carmen, Kerkeș, să-i faci vilă și statuie, mă, bulangiule, că dacă femeia aia nu te scotea pe tine în viață și în oraș tu erai o pizdă de om. O pizdă de om erai tu. Nu știai să mâni nici carne și nimic. Înțelegi? Asta ai făcut tu. O pizdă de om. Ascultă aici mai departe. Vreau să spun. Ce caracter ai tu să audă toată lumea asta și toată țara asta? Ce caracter jegos ai tu, mă? Să mergi tu, să spui tu în față, să spui tu mie, mă, că ți-arăt tu mai până pe mine. Te rog frumos, vorbește cu Mihai, ți-arăt, e familia noastră. Îmi cer scuze pentru tu, mă, față și tu a doua zi să faci, mă, fii atent aici, orice șmecher suntem și suntem. Și de o grămadă de șmecheri în oraș, în țară. Șmecher mari, care cunoaște pe Grecu și respectă numărul 1. Înțelegi? Nu știu. Înțelegi? Faza e în felul următor. Tu ești un gunoi de prima clasă mondială care ai văzut vreodată. Tu ai început să-ți bagi joc de băieții de la București, Mircea Nebunu, Vale Nebunu. Tu ai mărți de la ei singur, pe coaie, ca să-ți fie nașul ăsta și tu să-ți faci, nu ți-i rușine, mă, să vorbești de oamenii aia. Valoros, mă! De numărul băieți, adevărat, la București, acolo să trage, mă, fratele meu. Tu te lauzi, mă, că vii, mă, cu nu știu cine din țară, că vii cu autobuz. Băi, aici la noi în oraș. Vino, mă, mâncați-a șpula ta, vino la noi în oraș. Vino, mă, la noi în oraș, tu, mă, bulangiule, cu autobuz. Să vină tu cu ceva șmecher să văd eu care ne face nouă față. Nouă, la Grecu și la Rădeanu și la Porcu și la toți ăștia, nu știu, care ne face nouă față. Nu că nu respectăm. Ca să înțelegi greșit, respectăm și respectăm lumea. Nu ca tine, bulangiu, un gunoi de om, sugaci de la care n-am văzut în viața vieții mele, mă. În viața vieții mele, sugaci și om fără caracter. Înțelegi? Înțelegi? Tu ești o pizdă de om de la care ți-e frică să ieși afară. Tu ești o femeie masculină, mă. O curvă masculină. Tu și Borciu, două curve masculine, care vă ocupați numai de prostituție. Ce ai făcut tu vreodată în viața asta? Fii atent de aici. Să mai zic eu. Tu, când vreodată poți tu să stai în fața lui Porcu? Porcu, băiat, nu ăsta. Când vreodată tu ai putut să stai în fața lui?